Situație dificilă pentru administratorul agenției de turism. Acesta a fost țepuit chiar de propria angajată, care vindea pachete de vacanță foarte scumpe, iar banii îi vira în propriul buzunar. Persoanele care au cumpărat vacanțe în trecut de la agenție spun că au fost foarte mulțumite de serviciile oferite și că speră la o rezolvare a situației. Într-adevăr, societatea are o problemă, dar ceea ce se întâmplă este din cauza salariatei. Ce pot să vă spun? Că eu și familia mea am fost clienții acestei agenții de turism. Anul trecut am fost în Bulgaria, împreună cu copiii, n-au fost niciodată probleme, n-am avut nicio problemă. Sper să se rezolve cât mai repede și, până la urmă, persoana vinovată, respectiva salariată, să răspundă pentru ce a făcut și să se recupereze și prejudiciul. Sunt șanse de recuperare a prejudiciului? Întotdeauna există șanse de recuperare a prejudiciului, până la urmă salariata trebuie să răspundă pentru delapidarea de care se face vinovată, în opinia mea. Da, am fost clientă, sunt clientă fidelă și anul trecut am apelat la această agenție. Și acum? Cum se pare ce s-a întâmplat, ai auzit? Nu știu ce să zic, nu am avut probleme și mi s-a părut așa, îi știu de firmă serioasă. Daniel Guță, administratorul agenției de turism, confirmă că o salariată a societății a eliberat mai multe chitanțe, facturi și contracte false pentru achiziția de pachete turistice, cazul fiind acum în cercetarea polițiștilor din Severin. De asemenea, salariata vindea pachete de vacanță foarte scumpe, fără a depune banii în casierie, ci în buzunarul propriu. Am descoperit că o angajată de la punctul de lucru din Severin emitea chitanțe și facturi false. Ca urmare a acestui fapt, am sesizat organele de poliție. În prezent există un dosar penal pe numele angajatei și este cercetată de către polițiști atât de la Severin cât și de la Târgu Jiu. A vândut ce multe pachete? Nu am o măsură a prejudiciului încă. Se pare că vindea pachete scumpe, pachete turistice scumpe. În numele agenției. În numele agenției, emițând facturi și chitanțe false și nevărsând aceste sume în contabilitatea agenției. Clienții o credeau? Părea foarte credibilă pentru clienți, chiar exagera cu... punea ștampilă, semnătură pe fiecare pagină și așa mai departe. Peste 40 de persoane au fost păgubite, iar prejudiciul creat depășește suma de 15.000 de euro. Femeia lucra de aproximativ un an de zile în cadrul agenției. Până acum au fost mai multe grupuri care au venit. Am cunoștință de aproximativ 40 sau peste 40 de persoane păgubite. Numărul lor s-ar putea să fie mai mare și atunci de asta vreau să fac și această invitație pentru cei care au cumpărat pachete turistice sau alte servicii de la punctul de lucru din Severin. Ce prejudiciu aveți? E greu de estimat, undeva peste 15-20.000 de euro. Lucra de mult această persoană? Lucra de aproximativ un an la noi. Noi suntem înființați din 2005, lucrăm din 2005, nu am avut până acum o astfel de problemă. Dovadă clienții mulțumiți care sunt până acum. Angajatorul a depus și o plângere la poliție în acest sens. Ofițeri specializați din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de delapidare și înșelăciune ca urmare a plângerii depuse de administratorul unei agenții de turism. Administratorul societății susține că nu avea cunoștință de faptele angajatei și își cere scuze clienților agenției care sperau să își petreacă vacanța de vară în Grecia, Bulgaria sau Dubai.